Cască de pensie, însă acum este la un pas de a-și pierde locul de muncă. Este vorba despre un șofer de ambulanță din Mangalia, care a făcut o greșeală ce ar fi putut să-i fie cuiva fatală. S-a urcat la volan beat în ultimul hal. Bărbatul de 62 de ani a fost audiat deja de polițiști. Colega mea Alexandra Ghețea ne spune însă mai multe. Alexandra, bună ziua! Ce se va întâmpla de acum încolo cu acest șofer? Bun găsit tuturor! Bărbatul a fost audiat de polițiști, iar mai apoi eliberat. Ancheta însă continuă, pentru că polițiștii îl țin sub supraveghere și în perioada următoare, iar atunci când va fi finalizată această anchetă, omul ar putea să plătească pentru greșeala lui chiar și cu zile sau cu ani de închisoare. O anchetă a fost deschisă în paralel și la Serviciul Județean de Ambulanță, acolo unde este angajat. Cazul său va fi discutat în Comisia de Disciplină și s-ar putea ajunge chiar și până la desfacere a contractului de muncă. Și se pare că nu ar fi la prima abatere. Colegii săi, cei care au sesizat și aseară autoritățile, spun că l-au mai surprins pe om în astfel de stări. Până acum însă s-ar părea că ar fi motivat, că este bolnav, ba chiar a adus acte medicale care au dovedit acest lucru. Mulțumim, Alexandra, pentru informație.